Ți-e frig la mânuțe? Da, ți-e frig. Da. Ui! Iepa! Acesta este efectul faptului că îl băgăm în casă. Și l-am luat din parculeț. Hai, salutare! După ce am fost cu cel mic afară, l-am dus la culcare și am venit acasă să mâncăm și noi ceva și fac linte indiană. Mă rog, linte cu legume în stil indian, mini invenția mea, nu știu dacă asta e rețeta, încerc să folosesc condimente indiene. Și ce am făcut, stați așa că aici e lumina bună, ce am făcut a fost să pun o conservă de linte, jumătate de conservă de roșii, un ardei capia și un dovlecel mai mare pe care l-am tăiat cubulețe. Le-am pus în tigaie, am pus puțină apă, am pus turmeric, acesta, destul de mult. Și acum urmează să pun curry, sumac și schinduri. Și pe asta le pun pur și simplu aici, se face sosul, se fac legumele și mâncăm. Și Alex a plecat să cumpere lipie, ca să putem să mâncăm cu lipie. Doamne, abia aștept să mănânc. Mi-e cu foame. Am pus aici, astea sunt haine pe care le-am pozat pentru shop, astea sunt haine rezervate, alea sunt haine care încă nu au fost rezervate. Am mai adus aici câteva chestii pe care vreau să le pozez și o să mai vreau să pozez niște chestii. Și urmează să scot, să intru în zona de cosmetice, pentru că am scos o parte din lucruri pe care vreau să le dau la giveaway și sincer sunt foarte, foarte multe și am foarte multe cosmetice care cred că dacă le mai țin jumătate de an vor expira, mai ales pe zona de skincare. Ideea este că nu prea dau chestii de skincare la giveaway pentru că mi se pare că skincare-ul este foarte personal și anume eu dau, nu știu, dau cadou cuiva, nu știu, o cremă pentru ten gras sau ceva, să zicem, da, o cremă pentru ten gras sau pentru ten acneic și persoana respectivă la care nimerește să ajungă produsul, nu știu, are nevoie de ceva anti-rid sau chestii genul. Și atunci pe zona asta m-am gândit să le pun pe shop la un preț super redus, pentru că nu am de ce să le vând la un preț foarte mare. În așa fel încât cine dorește să le cumpere, să poată să le cumpere la un preț mult mai redus și să, cum să zic, să își cumpere ceva specific pentru tenul lui. De exemplu, sunt, oricum, am, gândiți-vă că eu acolo am numai și numai și numai produse pentru giveaway. Acolo sunt extrem de multe produse și mai am produse și mai am pungi și sunt foarte, foarte multe. Nu reușesc să fac atâtea giveaway-uri pe cât am produse, dau mamei mele, dau prietenelor, doresc foarte mult și încerc pe cât posibil să nu țin produse pe care nu le folosesc sau de care nu am nevoie. Și cu toate astea tot sunt un plus. Și atunci am zis că shop-ul este cea mai bună și rapidă variantă pentru a mai scăpa de o parte din produse. Și o să pozez și niște produse astăzi. Plus că m-ați întrebat foarte mult de ce nu pun să vând din cosmetice. Și până acum mă simțeam cumva, ai vrea să vând din cosmetice. Oricum, toate produsele care vor ajunge pe shop, cel mai probabil nu vor fi produse folosite. Tocmai pentru că mi se pare că în momentul în care cumperi ceva să fie sigilat și așa mai departe. La giveaway-uri uneori v-am mai zis chestia asta, că uneori dau produse folosite, în sensul că am testat odată produsul, să zicem, paleta și după aia o dau mai departe. Tocmai pentru că eu, dacă nu am de ce să o țin, se poate bucura altcineva de ea. Bun. Cam asta este. Și trebuie să și filmez ceva. Și nu prea am chef să filmez, sincer, dar mă rog. Adică, nu e chestia că nu am chef, e cumva mai complicat. Știți, de fapt, care e chestia? Că nu e că nu am chef să filmez, e pentru canalul de tehnologie. Vorba de faptul că îmi ia foarte mult timp să pregătesc colțul ăla de acolo pentru tehnologie și să îl aranjez. Îmi ia atât de mult timp încât taie tot cheful. De fapt, asta e chestia. Uf, Doamne. Momentul acela când voi avea studioul meu, abia aștept. Pentru că
Îmi doresc foarte mult să am un studio mai mare în care să pot să aranjez mai multe chestii. În fine! Voiam doar să vă zic că m-am întâlnit cu o fată care a vrut să-mi cumpere un pullover de pe Instagram și i-am zis, m-a întrebat dacă se poate cumpăra de personală și am zis sigur că da. Și ne-am întâlnit și a fost atât de drăguță. Este studentă la automatică, dacă am reținut bine. Este așa de frumoasă și avea niște ochi așa de frumoși. Nu s-a simțit foarte confortabil să filmăm pentru vlog și atunci am zis că o să vă povestesc despre ea după. Și mi-a cumpărat o plantă. O plantă, a venit cu o plantă, am plantat acolo în spate, nu cred că se vede, că nu am cum să vă arăt. Mi-a luat o plantă, cât de drăguț a fost, mi s-a portat așa de drăguț din partea ei și nu știu, a fost super drăguță și mi-a plăcut mult de ea și am zis că să mai ieșim la o cafea. Și în general să-mi scrieți, guys, adică din păcate nu aș putea să onorez absolut toate invitațiile la o cafea, dar îmi doresc foarte mult să încep să mă văd mai des cu voi și chiar o să fac și niște meet-up-uri pentru că n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp și cumva când vă întâlnesc așa pe stradă îmi dau seama că mi-e foarte, foarte dor de voi și mi-e foarte dor să vă întâlnesc, să vă cunosc, să stăm de vorbă. Da, am mers la o întâlnire, trebuie să mă întâlnesc cu cineva de la Panasonic să dau GH5-ul și să luăm G90-ul, să-l testăm, să-l încercăm, să vedem